Un bărbat de 60 de ani plecat în pădure la cules de ciuperci a fost atacat de urs. Incidentul s-a petrecut duminică la câteva sute de metri de cartierul Dâmbu Mori. Bărbatul urcase pe drumul forestier pe care fac drumeții sute de turiști în fiecare weekend. S-a abătut însă de la traseul marcat și a intrat în pădure unde s-a întâlnit cu animalul. În urmă cu 3 săptămâni, un tânăr de 19 ani a fost și el rănit de ursoaică la Bunloc, zona apropiată de locul atacului de duminică. Oamenii din zonă spun că incidentul s-ar fi petrecut la aproximativ un kilometru de cabana forestieră de la Dâmbu Mori. Victima a scăpat cu viață, dar s-a ales cu răni profunde. Avea niște tăituri foarte puternice, în special pe partea dorsală, deci aici la spate, chiar în mușchi. Așa, se cunoștea, erau cât degetul, cum a dat cu unghia. Și cine l-a găsit și cum l-au adus cei care l-au găsit? El a coborât de sus din pădure singur, că n-a avut nimic fracturat, și l-a găsit două familii care erau soț, soție și doi copii. Localnicii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns imediat și medicii. În urma acestui eveniment, bărbatul a suferit multiple plăgi mușcate și escoriații la nivelul toracelui, abdomenului, membrelor superioare. La membrul superior drept avea o plagă deschisă și o fractură deschisă. Echipajul SMURT s-a deplasat imediat la fața locului, am intervenit operativ, i s-a acordat primul ajutor medical, bărbatul era conștient, a fost stabilizat și transportat la Spitalul Județean pentru investigații medicale suplimentare. Drumeții care își planificaseră duminică o plimbare prin pădurea de la Dâmbu Mori spun că astfel de situații se mai întâmplă, însă sunt convinși că dacă rămân pe traseul marcat, scade posibilitatea de a fi atacați de urs. Noi am umblat și așa totuși pe locuri pe unde se circulă și mai faci gălăgie să-i îndepărtezi, să-i avertizezi că ești acolo și să nu dai peste ei, mai ales ursoaicele când au puiuți, sunt foarte periculoase. Să stau cu minte, să-l ignor, efectiv. Este cea mai bună soluție, după părerea mea. Nu, n-am fost pusă niciodată în situația asta, da? Bănuiesc așa trebuie, să nu arăt că sunt panicată, să mă stăpânesc și până la urmă o să plece, probabil. În zonă s-au ridicat însă și multe locuințe. Proprietarii de pensiuni spun că se întâmplă ca animalele sălbatice să mai coboare din pădure. E un pericol până la urma urmei. Seara, turiștii nu pot ieși practic din pensiune după ce se noptează. Copiii la fel, nu prea sunt în siguranță în grădină. Sunt urși, porci mistreți. Da. Și ce faceți ca să alungăm? Ce o să facem să-i alungăm noi? Personal, singura metodă e să aruncăm cu petarde și să-i sperem practic să fugă. În rest, altceva nu prea avem ce face. Pădurea în care s-a produs atacul de duminică se află în apropiere de locul în care, în urmă cu 3 săptămâni, un tânăr de 19 ani aflat în drumeție a fost și el atacat de ursoaică. Oamenii spun că și în cazul atacului de duminică ar fi vorba tot de ursoaică. Pădurarii încearcă acum să localizeze exemplarul pentru a vedea dacă este vorba despre același urs.